Bă, așa cum probabil v-ați dat seama până acum, când eram copil, unul dintre lucrurile mele preferate la sărbătorile de iarnă era mersul cu colindu. Adică ce poate fi mai frumos decât să vezi tăiești nașterea Domnului, să vezi bucuria și căldura din ochii oamenilor, să simți cum te lovește atmosfera de sărbătoare, nu? Ok, bine, adevăratul motiv era el dinero. Bă, Jimmy, dar la tine e mereu vorba de bani. Bă, nu totul se rezumă la bani, deși cu banii îți cumperi bere. Dar nu, acum hai să fim sinceri, cine merge cu colindu de plăcere? Adevărul e că să te trezești la 5 dimineața pe 1 ianuarie după ce seara trecută ai stat până la 3 dimineața și ai dat cu petarde, e de vis, e ceva fenomenal, ești de bun. Iar de cealaltă parte, nimeni nu primește colindătorii cu bucurie și căldură în ochi. Că să fim sinceri, să fii trezit la 6 dimineața cu sărcova, vesela, să trăiți, să îmbătrâniți. După ce, de asemenea, ai chefuit până la 3 dimineața, ai o bucurie în ochi de, pă, ce vorbești bus, numai bucurie în ochi, ești de bun. Dragi, nu, primești colindătorii din 3 motive, sau unul dintre următoarele 3 motive. Fie îți aduci aminte de vremea când erai copil și mergeai și tu cu colindu, fie vrei să te simți bine că ai făcut o faptă bună, fie doarme cineva în casă și vrei să-i oprești pe ea de încântat. Astea sigurele motive. Deci, în concluzie, cu câteva excepții poate în unele zone izolate ale țării, cu colindu se merge pentru bani. Eu am mers pentru bani, tu ai mers pentru bani, ăla care e acolo la ușă și cântă sorcova vesela e acolo pentru bani. A, și că tot veni vorba de bani, pentru că dacă nu mai merg cu colindu trebuie să fac cumva să scop banii de bere, povestea de azi este sponsorizată de World of Tanks, un joc cu tankuri numai bun de încercat dacă cumva te plictisești în casă. Practic, în World of Tanks ești un șofer de tank și te lupți într-un joc online cu alte tankuri. Tankuri sunt grămadă, peste 500 de tankuri, de la tankuri americane la tankuri rusești sau nemțești, pe care le poți conduce pe oricare dintre cele peste 30 de hărți. Hărți care sunt inspirate din locuri reale. Și cea mai bună parte e că jocul-i moca. Și nu doar că-i moca, dar dacă îl descarci folosind linkul din descriere, primești 250.000 de credite, să ai acolo de tankuri și alte nebunii, plus un super tank britanic cu care să-i călărești pe inamici. Așa că, dacă îți plac tankurile sau dacă vrei să vezi cum e să fii șofer de tank, descarcă World of Tanks folosind linkul din descriere și vedem pe acolo să alergăm împreună cu tankurile pe câmp. Nu și acum, că mi-am scos banii de bere, hai să vă zic cum îi scoteam pe aia de petarde când eram copil. Ei bine, la mine în sat erau mai multe case unde se plătea bine și când zic bine, mă refer la peste 10 lei. Erau și o mână de case de unde cu puțin noroc plecai cu 50 de lei, dar dintre toate era o singură casă pe care nu aveai voie să o ratezi, casa Lunea Dobrin. Nu fotbalistul, miezul să-l ierte, al Dobrin, patron de firmă de construcții, firmă de termopane și alte 3-4 firme, inclusiv un magazin la noi în sat. N-aș putea spune că era cel mai înstărit om din sat, dar cu siguranță era unul dintre cei mai bogați. Și ce e și mai important, cel puțin pentru noi, e că avea dare de mână. Adică nu plecai de la el din curte fără minim 100 de lei. Și când zic că nu plecai, chiar nu plecai, adică uneori se mai întâmpla să nu răspundă din prima când intram la el în curte. Îți dai seama, casă mare, multe camere, poate n-auzea, sau poate dormea și n-avea chef să se ridice din pat. Dar ce vorbești, boss, că nu plecam de acolo nici dai dracu. Cânta în steaua și de 7 ori până răspundea, ești de bun. Într-un an mi-aduc aminte că am stat cu Jigfi și pălărie o oră jumate la el în curte. Băi, și nebun, de la 7 dimineața până la 8 jumate am cântat steaua la Nea Dobrin în curte, te-ai delit. Inițial ne gândeam că poate nu e acasă, dar avea mașina în curte, așa că i-am dat înainte cu steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește. În final, după o oră jumate de cântat, se aude cheia broască și pe ușă apar o mână întinsă cu 50 de lei. Am fost puțin dezamăgit, trebuie să recunosc, dar asta a fost singura dată când am luat mai puțin de 100 de lei de la Nea Dobrin. Lucru de înțeles de altfel, ținând cont că într-o oră jumate i-a trezit toată familia și vreo 3 vecini. Dar stai liniștit că am avut noi grijă să se revanșeze o săptămână mai târziu când am fost la el cu capra. Acum, cu capra se merge de regulă în echipe de câte 4-5, poate chiar mai mulți. Dar cum noi n-aveam de gând să împărțim banii cu cineva, am zis... Lasă o pălărie, ce că merge și între ce are Gixi Capra, evident că n-ai ce să-l punem pe ăsta să învețe poezia, ne apucă revelionul alt. Eu sunt ciobanul și tu cumpărătorul, ce ne trebuie mai mulți? Dobu da șalaiu, lasă-mă dă-l recu de alai, ce alai, tu nu este malaiu, ce recu? Pentru context, Capra e un fel de semi-cântec, semi-piesă de teatru.
în care avem, bineînțeles, o capră, adică cineva care trebuie să fie costumat în capră, în cazul nostru Gixi, un cioban, stăpânul caprei, adică eu, și un cumpărător care vrea să cumpere capra, adică pălărie. Ideal, ar mai fi nevoie și de un alai care să cânte ța ța ța, căpriță ța, nu te da, nu te lăsa. În timp ce ciobanul și cumpărătorul negociază pentru capră. Dar vorba aia, dă-l dracu de alai, cui trebuie alai? No, zi și făcut, cu trupa stabilită, pe 1 ianuarie, la ora 6 dimineața, ne adunăm pe uliță să pornim la colidat. Inițial, mă gândeam că Gixi poate să fie supărat că l-a făcut capră, dar spre surprinderea mea, a fost mai mult decât încântat, era... Eu scopru! O, păi să vezi ce le fac la copii, ești nebun! Zic, bă, Gixi, ai grijă, dracu, poate faci cum ai făcut anul trecut când ai pălit câinul neabujor cu steaua, să nu mai dea ăștia bani, dracu. Dar băi, dă-l dracu de câine, bă, ce era să-i fac, să lasă băbuște? Te mușca pe dracu, bă, că era cât o pisică. În fine, ai grijă, atâta zic. No, toate bune și frumoase, începem noi să colindăm. Prima casă, ță, 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 căpriță, ță, nu te da, nu te lăsă. Poc, 7 lei. Fă, las că-i bine. A doua casă, ță, 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 căpriță, ță, nu te da, nu te lăsă. Poc, 5 lei. Fă, bă, nu-i rău. A treia casă, ță, 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 căprință, ță, nu te da, nu te lăsă. Poc, 10 lei, vă, las că-i vine, boslei. Treaba mergea ca pateu întins pe pâine. Gixi intrase perfect în rolul de capră, n-avea nimic de cântat, deci n-avea cum să ne încurce. Eu și pălărie cântam, ță, 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 căprință, ță, oamenii săreau frumos cu biștarii, treaba mergea blană. Iar după vreo 15 case colindate, de unde adunasem vreo 80-90 de lei, ne oprim într-un final la poarta lui Nea Dobrinzic. Boșilor, aici trebuie să dăm tot ce avem mai bun de noi, pălărie, nu? Ța, 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 așa cum ai zis-o până acum. O zici cu patos, cu d-alea, ța, 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 căpri, ța, ța. Iar tu, Gixi, când mierlește capra, te dai pe jos cu spume la gură, cu d-alea, să-l impresionăm pe Nea Dobrin. Nu de alta, dar așa era în cântec, la un moment dat ciobanul pălea capra cu un toiag în cap și capra cădea leșinată. Zi și făcut, intrăm la Nea Dobrin în curte și începem. Foie verdeșoa lună, bună ziua, ziua bună, ia deschideți porțile, să intre căprițele, ță, 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 căpriță, ță, nu te da, nu te lăsă. Bă, dar n-apucând să ajungem la partea care trebuia să pălesc capra cu toiag în cap, că pe ușă apare Nea Dobrin. Gata, băi, gata, suficient. Și poc, ne întind 100 de lei. Acum se putea și mai bine, dar vorba aia, 100 de lei sunt 100 de lei. Noi nu făcuserăm atâta de la 15 case pe care le corindaserăm înainte, așa că zic, să trăiți, planul și la mulți ani. Luăm banii și ieșim din curte. Bă, dar n-apucăm bine să ieșim din curte, că pălărie face... Bă, bunii bunilor, hai să mai merem odată. Zic, ce să facem, mă? Să mai merem odată la Nea Dobrin. Zic, ce te-ai de list să ne prindă ăsta, dracu? Ce, bosule, cum să ne prindă? Că nici nu ne-a văzut bine, dracu. Mă fac eu capră, că eu am fost acolo în față când am luat banii, Gixi să bagă în locul meu și tu, eventual, dacă e, îți iei geaca pe dos. Zic, ce ai, bosule, că Gixi, dracu, nici nu știe capră. Du-te, bă, dracu, că o știu, ta, 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 alea, ta, ce, o știu cum, dracu. Zic, ta, dracu, că nu o știi. La care pălărie? Lasă, bă, că nici nu trebuie să o știe, n-ai văzut că nu ne-a lăsat să cântăm. Acum, nu mi se părea mie cea mai bună idee, riscam să ne ginească Nea Dobrin și apoi să ne tăiem craca pentru următorii ani, dar cum voturile erau 2 contra 1, zic, bine era ai dracu, hai să mergem. Zi și făcut, ia pălărie costumul de capră de la Gixi, eu întorc geaca pe dos și, poc, intrăm din nou la Nea Dobrin în curte. Ță, 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 căpriță, ță, nu te da, nu te lăsă. Atâta știa Gixi, atâta cântam, a zis să ne complicăm cu mai mult dacă nu-i cazul. Și nici n-a fost cazul, că la fel ca prima dată, Nea Dobrin iese din casă, ne face semn cu mâna să ne oprim și poc, ne întindea 200 de lei, zic. Pudă prost, la anul și la mulți ani. Jap iau banii și du-te, dică, ieși din curte. Pălărie era, vezi bă, Jimmy Friol, recu. Zic, da mă, pălărie, jos pălăria, odată viața ai avut și tu o idee bună, firea, recu. La care Gixi din spate, bă, hai să mai mergem odată. Zic, Gixi, termină, dracu, ai auzit de vorba aia cu ulciorul care nu merge de mai multe ori la apă? Care ulcior, mă? Am acasă un ulcior de când era mama fată mare și acum care apă cu el ești de mult. Mă uit la pălăria asta. Bă, nu știu, cam riscant, dar poate... Zic, niciun poate, termină, dracu, că ne prinde ăsta. Dar Gixi era... O, bă, dracu, că mai merg odată, te faci tu capra acum, eu iau geaca și căciula de la tine și pălărie stă și-l mai în spate așa, mai merg odată, nu fi nebun. Zic, bă, ne prinde ăsta. Nu mă ne prinde, bă, ce ai, hai, dă geaca, ia capra.
Zic, mă, amărat să ai drecu, să vezi ce o dăm noi de belea. Nu, ne schimbăm noi încă o dată, eu o capră, Gix ia geacă de la mine, pălărie și deasă căciula pe ochi și poc, intrăm pentru a treia oară la Neadobrin în curte. Ță, 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 căpriță, ță, nu te dă, nu te lăsă! Iese Neadobrin cu 100 de lei în mână, ne face semn să ne oprim, dă să ne întindă banii, da, apoi, dintr-o dată, se răzgândește și face: bă, da, voi n-ați fost și mai devreme? Zic, tai, să-mi bachie în gură, Gixi ne-a luat ăsta. Da, pălărie face: noi, nu, cum, n-am mai fost noi, acum am venit noi de la capul satului, n-am mai fost noi, nu. Mă gândeam că ne dă dreapcă afară de curte cu tot cu capră, dar Neadobrin, băia de treabă, face: în fine, uite aici, na. Și poc, ne întinde 300 de lei. Sărbâna, budă proste, să vă dea miezul sărătate la anul și la mulți ani. Lua banii, dă să ieșim din curte, Gixi era: vezi, bă, friol, dracu, vezi, eu ți-am zis că merge. Zic, da, dracu, friol, dracu, că era să nu luăm. În fine, dăm să ieșim pe poartă, dar nu ieșim bine din curte, că dăm nas în nas cu frații Mutu, tot cu capra, dădeau să intre în curte la Neadobrin. La care Gixi: ce faceți, bă, mutăloilor, unde vă duceți? La Neadobrin. La care ăsta: nu vă duceți, că vă primești. Cum, de ce să nu ne primească? Nu vă primește, n-am fost noi acum, ci că ce e capra cu 3 persoane? Cu capra să merge 5-6, nu se poate capra cu 3 persoane. Nu te cred, cum? Bă, dacă zic că acum am fost 5 nebuni, a dat afară, mergeți treaba voastră. La care unul dintre mutălei: da, nu putem să ne combinăm, să mergem toți 6, tot e mai bine decât nimica. Gixi, când a auzit, imediat i s-au oprins beculețele, face: bă, nu zici tu rău, ce zici, bă, pălărie? Zic, tai să-mi bag, îi dau un ghion lui Gixi. Gixi, termină drecu. Dar pălărie face: bă, da, cred că putem să mergem, dar noi stăm mai în spate, așa că doar ce-am fost și ne-a dat afară. Mutălăi erau: da, da, mergem noi în față, haide. Zic, tai să-mi arăt, ai drecu, nu vă mai satură, biezău. Nu, lăsăm costumul de capră la poartă și tiptil, după mutălăi, intrăm pentru a patra oară la Neadobrin în curte. Ăștia în fața ușii: ța, 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 căpriță, ța, nu te dă, nu te lăsa. Noi la 2 metri de ei, mai după colț așa cu jumătate de gură: ța, 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 căpriță, ța, nu te dă, nu te lăsa. Iese Neadobrin în casă, pălărie să făcea că să leagă la șiret, Gixi să uita pe cer, eu mă făcea că caut ceva pe jos. Nu știu dacă ne-a ginit, dar cum a dat nas în nas cu mutălăii, n-a mai zis nimic, poc, le-a întins suta. La anul și la mulți ani. Nu, ieșind în curte de la Neadobrin, Gixi era: cum vă dau, bă, 100? Da, 100. Hai, scoateți 50 de lei, deși ar trebui să ne dați mai mult, că dacă nu eram noi, nu luați nimică. Nu, au scos 50 de lei, că ce era să facă, da? Nu, și uite așa, am făcut noi în ziua aia, numai de la Neadobrin, 3 bastoane jumate. Nici de la Becali n-a notat să banii, ești de bun. Gixi era: bă, Jimmy, cum era, bă, culciorul ăla? Zic, da, drecu, firia, drecu. No, și cam asta e povestea de azi. În încheiere, vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la Asus, dar și a membrilor care mă cinstez lunar cu bere. Mulți ani faini, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. A, și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și hanorace cu tengură vijai. Așa că nu da banii pe prostii, ia-ți tricoul cu Jimmy. Intră pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, bă, din câte se pare, un euro ulciorul merge și dă mai multe ori la apă. Are Gixi un ulcior de când era îmbăsat fată mare și acum merge la apă, ești nebun? Cheers!